Să rămânile, bună dimineața, vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă și mulțumesc bunului Dumnezeu că am reușit să ajungem la finalul anului 2023 cu finalizarea tuturor proiectelor pe care ni le-am propus să le finalizăm și care de altfel erau și obligatoriu să fie finalizate, pentru că altfel penalizările și costurile pentru bugetul propriu al Consiliului Județean erau unele imposibil de suportat. E momentul în care trebuie să mulțumesc tuturor celor implicați, începând cu colegii mei din Consiliul Județean, cu toți constructorii, în cazul de față cu compania Miss Group, care a fost liderul de asociere la această investiție și care cred că a derulat această investiție într-un timp record, în mai puțin de un an de zile, chiar partea finală în câteva luni, și le mulțumesc foarte mult pentru implicare și sprijin, pentru că a fost un efort foarte important să ajungem la final și cu această investiție foarte importantă, atât pentru scurtarea traseului către toată zona asta de centru a județului, cât și pentru cei care merg pe Valea Sălăuței sau în alte direcții, și decongestionăm traficul de pe dealul Dumitrei și de pe DN17C. De asemenea, știm că cel mai mare producător de deșeuri este municipiul Bistrița. Transferul deșeurilor din Bistrița către depozitul ecologic la Tărpiu cred că se înjumătățește ca distanță, și asta înseamnă și reducere de costuri în această zonă și, de asemenea, cum am spus, decongestionarea traficului și fluidizarea lui. Vorbim de DJ173B, lungimea investiției 7,27 km. Așa cum v-am spus, în calitate de lider de asociere Miss Group, împreună cu Far Foundation, Drum Serve SA, Drumuri Bihor SA și Starcom Exim SRL, lucrările de proiectare. Sursa de finanțare, programul operațional regional 2014-2020 și bugetul propriu al Consiliului Județean. Valoarea lucrărilor 35,8 milioane de lei, circa 7,16 milioane de euro. Perioada de garanție a lucrărilor 10 ani, 120 de luni. Așa cum ați văzut și dumneavoastră pe turul care l-am făcut, lucrurile arată foarte bine. Eu am mai fost pe șantier. Am spus-o și ieri, am spus-o și altă dată. Mă repet astăzi, ultima dată în acest an. Mă bucur foarte mult că proiectele de circa 2 miliarde de euro în investiții publice în ultimii ani în județul Bistrița-Năsăud, făcut de Consiliul Județean și cele 62 de primării, au dus la un lucru foarte fericit, ca un număr important de firme să crească, să se capitalizeze, să-și doteze companiile cu utilaje de ultime generație, care produc și lucrări de foarte bună calitate. Îi felicit pe cei de la Miss Group, reprezentați de domnul Petrică Iugan astăzi. Le mulțumesc pentru colaborare. Farcaș, lăsați-mă, că am fost la strategia de munte. Îi dau mie la domnul Petrică de Paște. Mulțumim. Petrică Farcaș, da? Și toți colegii din companie, pe colegii mei de la Direcția de Investiții și Drumuri Județene, pe domnul vicepreședinte Cheșeș, care are în directă subordonare această direcție, și încheie iar prin a-i mulțumi bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem la acest final, care la un moment dat era foarte departe și astăzi este foarte, foarte aproape. Îl rog pe domnul prefect să vă adreseze câteva cuvinte. Sărmâine, bună dimineața! Felicitări, domnule președinte, dumneavoastră și echipei pe care o aveți la Consiliul Județean. E ultima lucrare care trebuia finalizată din programul operațional regional și felicitări încă o dată pentru acest lucru. E o investiție, după cum vedem, care a fost executată în condiții de calitate bune și perioada de garanție mare de 10 ani de zile consider că asigură și o durabilitate a acestei investiții. Felicitări încă o dată, sărbători fericite și un an nou bun. Mulțumesc, domnul vicepreședinte, vă rog. Bine v-am găsit. Aș putea fi foarte scurt și o să fiu foarte scurt. Un drum care s-a construit fără nicio problemă.
Am avut doar câteva probleme de ordin juridic cu partea de cadastru, s-au rezolvat în timp real. O companie bistrițeană care și-a făcut treaba exemplar, având în vedere că am închis toate proiectele pe 2024, cred că putem spune că a venit moșul și la Consiliul 2023, ajuns prea repede în 2024. Le terminăm speciale din 2024. Presiunea anului electoral pe dumneavoastră. Nu cred. Prin muncă le dobândim pe toate, domnul președinte. Sper că și anul viitor să fie un nou an la fel de prolific pentru Consiliul Județean și rog toți cetățenii județului să meargă și să folosească toate aceste legături pe care Consiliul Județean le-a pregătit în vederea descongestionării traficului pe toate drumurile naționale, județene și chiar din municipiu. Mulțumesc tare mult și sărbători fericite tuturor! O să vă rog să-mi permite să fac un spirit de glumă înainte de a da cuvântul domnului viceprimar și pe urmă domnului Farcaș. Am văzut un comentariu, nu știu, mai știu unde l-am văzut aseară, cu cineva care mă certa că m-am apucat de făcut asfalt pe toate câmpurile, că n-am ce face cu banii și arunc banii pe toate câmpurile. Da, drumurile merg pe câmpuri, nu merg pe blocuri, nici pe balcone și prin câmpuri se fac legătura și se dezvoltă comunitățile. Și asigurăm că nu mai avem chiar foarte mult, mai avem anul viitor câteva lucruri de rezolvat și după aia gătăm rețeaua de drumuri județene să fie modernizate. Și am constatat, zâmbind și foarte fericit, că oricum faci nu-i bine. Deci este o categorie de oameni care nu le place, dar ținând cont de dezvoltarea tehnologică, azi mâine o să văd pe cineva care comentează, n-au la șeiofă bunie drumurile că acum zburăm, că nu mai circulăm pe jos, că suntem în drone, ne deplasăm într-un alt mod sau chiar virtual, cu câte un engage. Așa facem, engage, sunt George Boy și nu mai avem de mers pe drum, ce ne mai supărăm. Cum rămâne pe a 6.500 de kilometri din proiect? Domnul drag al meu, nu știu, stați un pic, că îi luați dreptul la domnul viceprimar la cuvânt. Domnul Leon Ani, viceprimarul Comunei Dumitra, vă rugăm, domnul Ani. Vreau să încep prin a mulțumi domnului președinte și echipei constructoare în numele cetățenilor Comunei Dumitra și în special a satului Târtiu. Este un drum de o importanță foarte mare, care mulți nu visau. Prin întâlnirile noastre cu cetățenii, toți zicea că nu se întâmplă niciodată, că erau mulți visători, că nu se întâmplă niciodată. Acum nu le vine să creadă, chiar am avut cineva zilele astea, o rugat că bunicul să-i paralizat, să-l urce în mașină, să ducă, că nu au crezut că îi va asalta drumul. S-a urcat pe mașină, s-a ducă. Să le spui să nu mai zică niciodată, da, niciodată. Niciodată, că domnul președinte e un om de cuvânt și echipa și mulți. Și felicităm încă o dată pe domnul președinte și echipa și urăm un an nou care va veni fericit, mulți ani și multă sănătate tuturor. Putere de și în continuare să putem să facem cât de multe. Doamne ajută, Leon, mulțumim. Domnul director, vă rog. Vreau să mulțumesc în primul rând de echipei care a lucrat aici. Vreau ca lucrurile, ca lucrarea să ne laude și să ne dea notă. Vrem să vă mulțumim Consiliul Județean și echipei de acolo că am avut o colaborare foarte bună. Noi nu vă dorim decât călătorie plăcută pe drum, fără evenimente, fără nimic, sărbători fericite și să ne întâlnim și cu alte ocazii pe lucrări în județ. Da, mulțumim frumos și noi vă dorim succes în continuare. Dumneavoastră urite echipa, eu cunosc echipa cu Sorin, că în ultima vreme am vorbit cu el la telefon mai des decât cu nevastă mea. Toată ziua am dat telefoane, Sorine, cum stai, o ploat, acum facem ăla, punem ăla, Sorin, îl gătăm, domnul președinte. Felicitări, Sorin, postez, dar după Crăciun dau ceva de băut. Dacă sunt întrebări din partea noastră, vă rog. Domnule președinte, așteptările dumneavoastră pentru 2024 și în calitate de președinte al Consiliului Județean și pe partea politică, având în vedere că avem un an electoral plin. Varianta a doua nu ne interesează încă. Varianta a întâia este, în primul rând, să ne dea bunul Dumnezeu sănătate. E cel mai important lucru. În al doilea rând, vă mărturisesc că n-am apucat să mă uit pe cifrele de buget trimise de la guvern spre Parlament, dar în această săptămână vom avea mâine sau poimâine bugetul aprobat de către Parlament. Sperăm ca într-un timp rezonabil și domnul președinte Iohannis să-l poată studia
și să-l promulge. După ce vom avea promulgat bugetul, vom vedea care ne sunt datoriile care ne rămân, dacă ne rămân de anul ăsta. Vom procede împreună cu colegii mei din Consiliul Județean la achitarea datoriilor către oamenii care au fost trup și suflet alături de județul Bistrița Năsăud și alături de noi să putem încheia aceste proiecte. Vom continua derularea procedurii de achiziție publică pentru DJ-151 și Castelul Telec din Comlot, plus partea de reabilitare și modernizarea clădirii veche a spitalului. Vom continua cu lucrările de întreținere și cu tot ce avem de făcut. Sper să se aprobe până atunci și programul Guvernului României cu Banca Mondială, unde suntem prinși la finanțare pentru reabilitare, extindere și modernizarea secției de psihiatrie. Parte de anul electoral, la modul sincer, nu am vreme acum, nici nu-mi doresc să mă gândesc, că știu ce urmează. Ne închidem anul, ne plătim datoriile, facem bugetul. Și pe urmă, sigur că va veni și partea complicată a desemnării candidaților, a certurilor de rigoare, toată lumea vrea să tragă lista, nimeni nu vrea să o împingă, și toate cele care vin, dar în dupămesele și serile de rigoare vom analiza și acest lucru împreună cu colegii mei, OAT de OAT, comună de comună, listă de listă. Sper ca bunul Dumnezeu să ne ajute încă o dată să fim sănătoși și oamenii să apreciază ceea ce noi ne-am străduit să facem pentru ei. Sunt optimist și încrezător că lucrurile vor fi bine atât timp cât vom fi sănătoși.